Cristian Popescu, Arlechinada tragică, construiește o viziune critică asupra figurii spiritului creator. Realizarea acestei monografii, apărută la editura Aius, are semnificația unui gest valorizator, canonizant asupra operei lui Cristian Popescu. Acesta este considerat unul dintre cei mai importanți poeți ai anilor 90 și unul dintre cei mai proeminenți membri ai cenaclului literar Universitas, condus de criticul literar și profesorul Mircea Martin. Cred că a venit timpul să analizăm și literatura scrisă după 1989. E adevărat, Cristian Popescu a debutat înainte de Revoluție, dar adevăratul său debut este de fapt acest volum, Arta Popescu. Însă eu sunt convinsă că din ceea ce s-a numit generația 90 vor rămâne foarte puțini, iar dintre poeți, cu siguranță Cristian Popescu și Ioanes Pop. Monografia Gabrielei Gheorghișor își propune să configureze un portret psihospiritual al poetului, să spună povestea cenaclului Universitas și să identifice filiațiile și afinitățile literare ale prozopoeziei lui Cristian Popescu. Din punct de vedere monografic, lucrurile acestea sunt pentru prima dată puse în valoare. Ea are același, folosește același instrumentar postmodern pe care îl folosește și Cristian Popescu în scritura lui. O altă miză a cărții presupune definirea nouzecismului. Sunt lucruri sensibile pentru că oamenii nu se pun de acord și totul se poate face oarecare ordine. Gabriela Gheorghișor ne dovedește că se poate face ordine. Monografia Gabrielei Gheorghișor este și o încercare de a revitaliza interesul publicului pentru o operă restrânsă, dar atât de originală a poetului, care nu a mai fost reeditată.